Bună seara! Suntem la frontierele minții. Numele meu este Alexandru Tiepac. Vom discuta în această seară despre filozofie și vom încerca să răspundem la întrebarea ce este astăzi filozofia, anacronism sau modă. Lângă mine este domnul Alexandru Bejenariu, invitatul nostru din această seară, doctorand la Facultatea de Filozofie, cu preocupări în domeniul filozofiei contemporane, dar și al filozofiei greciei antice. În filozofie contemporană îl interesează în special fenomenologia și cred că cu ajutorul dânsului vom reuși să aflăm răspunsul la această întrebare sau cel puțin să aproximăm răspunsul la această întrebare. Ne vor interesa foarte mult aspecte, sigur, clasice ale filozofiei, să încercăm să vedem exact ce ar putea să fie filozofia, ce ar putea să fie filozofia astăzi și așa mai departe, dar ne va interesa foarte mult, din partea domnului Bejenariu, în ce măsură sau cum este astăzi receptată filozofia în rândul tinerilor. Și credem că dânsul este în măsură să ne răspunde la această întrebare. Haideți să începem. Vom începe cu o întrebare generală, dar care are răspunsuri foarte diverse. Să încercăm să-i conturăm un răspuns mai clar, să-i conturăm limitele. Întrebarea este, ce este filozofia? Ce este filozofia de ieri și de astăzi, domnul Bejenariu? Mai întâi, bună seara dumneavoastră și spectatorilor. Și acum să trecem la chestiunea din această seară. În sine, filozofia de ieri și de astăzi este cam același lucru. Și spun că filozofia, adică filozofia înțeleasă ca filozofare, ca un exercițiu interrogativ, ea nu presupune, așa cum o fac științele, un proces evolutiv. Însă se poate ceva modifica. Și asta ar fi felul în care interogația filozofică se modifică de la o generație la alta, de la o epocă la alta. Cred că asta este ceea ce pentru noi astăzi este cu adevărat diferit. Și acum aș pune o întrebare în legătură cu acest lucru. Dacă noi astăzi avem de-a face cu o modificare a interogației filozofice sau, mai degrabă, dacă avem de-a face cu absența unei interogări filozofice. Da, sigur că da. O altă diferență pe care aș sesiza-o e aceea că între filozoful de ieri și filozoful de astăzi, pentru filozoful de ieri, aș putea spune că se simțea nevoia de sistem, deci nevoia de o construcție filozofică solidă. În timp ce pentru filozoful de astăzi se simte nevoia de CV. De CV, da. Am înțeles. Și lucrurile acestea sper că le vom mai discuta pe parcursul emisiunii. Amănuntele care colorează viața secolului 21 și-au pus amprenta și pe filozofie. Aș vrea să clarificăm foarte pe scurt și să punctăm o idee pe care ați enunțat-o anterior, și anume filozofia este interogare, este întrebare. Filozofia și propune un răspuns la marile interogări, vrea să dea neapărat un răspuns, este filozofia un răspuns, pentru că vorbind de filozofie în general, mulți care nu înțeleg ideea aceasta de interogare permanentă se blochează aici, se blochează la faptul că nu găsesc imediat un răspuns la o întrebare mai generală sau mai particulară. Și foarte pe scurt aș vrea să vedem aici ce putem să spunem. Bineînțeles, filozofia, spre deosebire de științe, nu urmărește să obțină un rezultat universal valabil, un rezultat general. Și tocmai de aceea spuneam că nu putem vorbi de o evoluție în cadrul filozofiei, pentru că ea nu se ocupă cu niște regiuni materiale de lucruri pe care să le ordoneze, între care să găsească legături și așa mai departe. Scopul filozofiei e de a pune întrebări și în aceste întrebări soluția, dacă putem spune așa, ar fi noi întrebări. Rafinarea procesului interogativ,
Asta cred că ar fi. Pentru mine filozofia, așadar, ar fi tocmai această atitudine interogativă în fața vieții mele și a lumii. Până la urmă, așa s-a și născut filozofia prin interogarea filozofilor grecii antice și în special Tales din Milet, nu? Și apoi, din ce în ce mai clar, întrebării sau ideea aceasta de interogare a fost din ce în ce mai clară cu cât am înaintat în epoca elenistică. Bun, să mergem mai departe. Aici aș mai puncta ceva, și anume că și în cazul acestor interogații ale filozofiei, totuși, chiar dacă nu putem vorbi de o evoluție, putem vorbi de un soi de abordare a problemelor sau a temelor filozofice, și așa fac unii filozofi, chiar discută în termenii ăștia, cum că ele ar fi mai puțin sau mai mult originare. Și cred că asta ar trebui să ne intereseze și în legătură cu filozofia de astăzi. Dacă avem de-a face cu o raportare mai originară sau mai puțin originară asupra temelor filozofiei. Și sunt teme noi în ultimul secol? A adus filozofia teme noi, interogări care în esență să fie noi? Problema noului în filozofie este, mă bucur că mă întrebați asta, ceva foarte, foarte problematic, care necesită o elaborare destul de mare. Iarăși, în științe, în general, ca să conturăm și mai bine filozofia în opoziție cu științele, ceea ce contează în mod absolut este noul. Ne interesează întotdeauna rezultatele noi, tehnica nouă, tehnica de vârf pe care o folosim și așa mai departe. În timp ce în filozofie, întotdeauna trebuie să nu ne lăsăm iluzionați de noutatea unei întrebări sau unei teme filozofice, pentru că de cele mai multe ori putem găsi niște rădăcini undeva înapoi. Ea pare să fie nouă, arată într-o formă nouă, adaptată contextului în care se pune interogația și epocii în care ea este enunțată, dar în același timp putem să ne dăm seama că, de fapt, undeva la origine ea a fost de mult pusă într-o altă formă, dar în esență e același lucru. Chiar așa. Și tocmai felul în care a fost pusă atunci întrebarea ne determină cumva, chiar dacă nu conștient, felul în care noi astăzi privim situația. Ce se schimbă, deci, bineînțeles, e contextul material, e situația istorică din care punem respectiva întrebare, situația filozofică în care ne aflăm. Și până aici este, și aici, practic, putem spune că e unul din posibilele aspecte evolutive ale filozofiei, până la urmă această formă în care se pune interogarea, pentru că de multe ori de această formă depinde foarte mult drumul pe care încearcă să-l dea răspunsul sau încercarea de a răspunde interogații, da? Sau eventual alte interogații care pot răsări de aici. Pentru că chiar dacă o interogare de astăzi este la origine a lui Platon, a lui Aristotel în Grecia Antică sau în Evul Mediu, cu toate astea, faptul că de la Tales din Milet încoace sau de la Platon încoace am avut de-a face cu anumite, și o să vreau să la un moment dat să dezbatem mai în amănunt acest subiect, am avut de-a face cu o serie de paradigme ale filozofiei, cu o serie de teme ale filozofiei și cu o serie de mari sisteme ale filozofiei, ne face astăzi ca noutatea într-adevăr să fie dată doar de formă, în mare parte, dar în același timp și de un istoric al esenței întrebării, un istoric care esența întrebării poate să arate într-un fel la Platon, poate să arate într-un fel la Kant, la Hegel și așa mai departe. Dar cu voia noastră vom reveni asupra acestor aspecte. Bun. Și atunci, mai este necesară astăzi această interogare? Această interogare permanentă, această încercare de a ne menține mintea sub semnul întrebării și al lipsei de certitudine absolută, care de multe ori ne conduce la eroare. Mai este necesară astăzi această interogare? Mai este astăzi filozofia o necesitate a gândirii umane? Cred că da. E o întrebare pe care deseori am auzit-o și un răspuns în care eu cred ar fi acela că filozofia de fapt vine să răspundă unei, ca orice altă îndeletnicire din lumea asta, unei nevoi.
Și se face că filozofia vine să răspundă unei nevoi profund umane. Și anume, ea se referă la o nevoie de a gândi. Nevoia asta de a gândi apare, de fapt, în confruntarea noastră cu lumea, cu faptul că lumea noastră ne scapă în permanență, că e variabilă, e nestatornică prin excelență. Și atunci, acest demers este un demers autentic uman și necesitatea filozofiei va trece prin orice epocă, indiferent de felul în care se schimbă contextul. Clar, când vorbim de elementul uman, vorbim și de filozofie sau, de ce nu, de foarte multe ori, în primul rând, de filozofie. Schimbăm paradigmele în fizică, newtoniană, einsteiniană, cuantică și așa mai departe. Schimbăm paradigmele în matematica aplicată sau în toate ce, în foarte multe științe exacte. Și atunci trebuie să ne rămână ceva specific uman, și anume gândirea. Acum, de când am auzit pentru prima dată, mi s-a părut foarte interesant și susțin această spusă, această idee, cum că filozofia ar fi de fapt regina neîncoronată a rațiunii umane. Haideți să punctăm un pic aici, cum vi se pare această idee? De-a lungul timpului a fost regina neîncoronată a gândirii umane, cu atât mai mult a rămas neîncoronată în momentul când Newton a deschis calea fizicii, adică au apărut științele. Da, cred că tocmai felul ăsta de desemna filozofia ca regină, mai mult sau mai puțin încoronată a rațiunii, cred că vine tocmai din relația asta năbădăioasă pe care o are filozofia cu științele, mai ales din partea filozofiei. De cele mai multe ori, filozofia față de științe s-a raportat în sensul că ori sunt total indiferente, ori nu îi sunt indiferente și ele sunt doar o formă mai puțin originară de filozofie sau o abordare regională, limitată, îngustă și așa mai departe. Mai clar însă este raportul oamenilor de știință sau a științelor cu filozofia. Ei de cele mai multe ori refuză rezultatele sau interogațiile filozofiei în favoarea rezultatelor clare și distincte ale științei. Da, da. De exemplu, sunt cazuri în fizică în care diferite probleme nu își primesc o soluție imediată în termeni matematici, fizici, științifici. Și atunci întrebarea respectivă trece în domeniul filozofiei. Este efectiv lăsată, aș spune chiar abandonată, în seama filozofiei. Noi nu ne ocupăm, sunt speculații, nu putem să dăm un răspuns asupra problemelor respective. E loc de speculație la care se pricep cei mai bine regii încoronați sau neîncoronați ai filozofiei. Am înțeles. Da, poate că o să avem ocazia să abordăm mai pe larg într-o altă emisiune acest subiect de ce este filozofia în genere. Dar acum aș vrea să mergem mai departe și să aplicăm un pic aceste lucruri și aceste idei pe care le-ați enunțat și altele poate care există și posibil de enunțat, să vedem care este astăzi diferența între filozofia de bibliotecă și filozofia de cafenea. Vă pun această întrebare pentru că în ultimii 10-20 de ani și în România, bănuiesc că și în Occident, poate la altă scară, vorbim foarte mult de o filozofie publică, o filozofie trâmbițată, o filozofie care vrea cu tot din adinsul să fie arătată, să fie văzută de către lume. Mai mult o manifestare a gândirii uneia sau altuia fără să vorbim de filozofie propriu-zis. Deci asta odată. Însă vechea filozofie, ceea ce opunem aceste manifestări formale a filozofiei publice, opunem ce? Opunem o filozofie de bibliotecă, o filozofie autentică, în intimitatea lecturilor, în intimitatea gândirii. Haideți să vedem cum se manifestă această opoziție astăzi la noi. Cred că un fel în care am putea să vedem lucrurile ar fi că distinția pe care o faceți între filozofia de bibliotecă și filozofia de cafenea ar relua cumva distinția antică dintre filozoful singuratic închis în acel turn de fildeș față de filozoful care iese în agora.
Acum, cred că aici avem de a face cu două tipuri de atitudine diferite. În cazul filozofiei în bibliotecă, bineînțeles, e vorba de un studiu riguros, care dă dovadă de acribie, față de filozofia cealaltă, de cafenea sau în agora, în care vorbim de o așa numită filozofare împreună, o filozofare care se desfășoară prin dialog. Acum, întrebarea pe care eu aș pune-o e cum ar trebui să procedeze filozofia. Pleacă ea mai întâi dintr-o astfel de raportare studioasă din bibliotecă, ca mai apoi să se reverse în spațiul public, sau ea nu poate să aibă loc decât prin dialog în primă instanță, biblioteca rămânând ca ceva anex? Pare mai mult o dihotomie așa, dacă e să întoarcem la origine și de ce spuneați de originalitatea și originara sursa ideilor, pare mai mult o distinție între cum făcea Socrate filozofia, sigur, și cum avea să facă Platon sau Aristotel filozofia. În școlilor, în academiile lor, în intimitatea bibliotecilor de atunci. Deci iată că problema nu este nouă, fenomenul nu este nou. Haideți să vedem din acest fenomen totuși ce este nou, pentru că e clar că avem din ce în ce mai puțini filozofi autentici și din ce în ce mai mulți filozofi de cafenea. Așa pare, cel puțin, e, vă rog. Da, cred că mai întâi ar trebui să ne propunem o reluare a exercițiului agorei și nu o preluare. Adică nu cred că o filozofie de cafenea ar trebui să mimeze ceea ce făcea Socrate, așa cum este prezentat de Platon. Cred că mai degrabă trebuie să înțeleagă atitudinea filozofică din care își punea problemele Socrate. Acum, bineînțeles, diferența dintre spațiul predilect al filozofiei de astăzi, cafenele, librării și așa mai departe, și agora, s-ar putea să fie enormă. Corect. Autenticitatea demersului atunci și acum este foarte totuși diferit. Asta nu cred că ar trebui să ne descurajeze și să cădem într-un soi de asta de paseism în care spune nu se mai poate face filozofie. Nu, ci trebuie tocmai să punem la situația noastră cotidiană în care să dăm seama de felul în care se mai poate face azi filozofie. Și acum mă gândeam ce ar fi specific unui demers filozofic de cafenea și ce ar fi specific unui demers filozofic de bibliotecă. Cred că pentru filozofia de cafenea, ca să o numim așa, deși nu e tocmai, are o nuanță peorativă, simt, deși nu o intenționez, ar fi aceea că temele filozofiei de cafenea sunt ceva mai laxe, ele sunt mai permisive, și anume că îi permit celui care nu este specialist în filozofie să-și dea cu părerea, să opineze, să-și formeze o părere, să-și pună mintea la contribuție și să se pună în situația respectivă a interogației filozofice. Filozofia de bibliotecă, pe de altă parte, ține de un filozof specialist care consultă un index, consultă o bază de date, face tot felul de legături, cunoaște terminologia, cunoaște codul filozofiei, și asta iarăși este o temă pe care aș vrea să o mai abordăm astăzi, specializarea filozofiei și așa mai departe. Eu acum cred că ambele demersuri, și filozofia de cafenea și filozofia de bibliotecă, au ceva profund filozofic, cum ar fi în cazul filozofiei de cafenea punerea în situație, adică iau pe cont propriu o interogație filozofică. Ceea ce de cele mai multe ori, în cazul filozofiei de bibliotecă, se cam pierde. Există ispita, ca să-i spun așa, a filozofiei de bibliotecă de a se închide în exegeză. Și anume doar de a trata problemele exterior și de a rămâne doar la așa, la o analiză de text destul de sterilă, deși de multe ori poate utilă. Și atunci și receptarea ei va fi mai opacă la un moment dat. Bineînțeles. Filozofia, cumva, în forma de bibliotecă, este complet inaccesibilă. E la fel ca atunci când eu, ca să la filozofie, aș vrea să mă duc la un curs de fizică cuantică.
nu pot avea pretenția că ascultând așa pot imediat să ridic două degete și să spun părerea mea e că neutrinul de acolo de fapt face altceva. Cred că așa stau lucrurile cumva și în filozofia noastră de bibliotecă și de școală. Problema e însă alta în legătură cu asta. Dacă e justificată în cazul filozofiei, despre care spuneam că e un demers totuși profund uman, tipul ăsta de specializare și de îngrădire. Și aici aș vrea să punctăm mai bine următoarea paralelă sau următoarea idee. Până la urmă, poate oricine să facă filozofie în spațiul public. Paralel ar fi ce s-a făcut în Grecia antică sau în prima parte a evului mediu în spațiu public. Poate fi profesionist făcut astăzi în spațiu public sau vorbim din păcate de tendința aceasta foarte ușor de alunecat către ea de a face filozofie în spațiu public după ureche. Și iarăși vreau să punctăm răspunsul la această întrebare și anume poate oricine să facă filozofie în spațiu public sau trebuie un anumit demers, o anumită cultură, un anumit simț sau organ, cum se spune, al filozofiei? Nu cred într-un astfel de democrație rău înțeleasă a filozofiei. Nu poate oricine să iasă într-o cafenea și să aibă pretenția că filozofează. Bineînțeles, oricine poate să asculte un astfel de demers, oricine poate încerca să înțeleagă problemele respective, dar a conduce un astfel de demers e puțin altceva. Ce-mi sună mie aici interesant e faptul că pericolul filozofiei de cafenea e diletantismul. Așa cum am spus mai înainte că pericolul filozofiei de bibliotecă e specializarea. Ceea ce e paradoxal aici e că specializarea de fapt implică la rândul ei un diletantism. Eu sunt specializat într-o anumită problemă, atitudinea e de felul următor. Nu am citit pe tema asta, nu am o competență, însă voi da totuși un răspuns la problema pe care mi-ați adresat-o, stând pe lucrurile, singurele lucruri pe care eu le cunosc cu adevărat temeinic. Profesionist, exact. Problema aici e că, în fond, nu e nimic în regulă cu abordare tipul ăsta, doar că s-ar putea la un moment dat ca acele temeiuri să nu fie tocmai potrivite pentru a aborda problema sau să fie niște temeiuri nejustificate, obținute doar din zona predilectă a celui care studiază filozofia la modul serios. La fel cum dincolo, putem aborda orice fel de temă, nu există secrete pentru noi, filozofăm oricât, da, în contextul cafenelei. Bun. Și acum, legat de această abordare pe care am avut-o până în prezent, cum se face filozofia în România în sensul că putem vorbi astăzi de câteva minți, câțiva oameni care fie vorbind doar în bibliotecă sau doar profesionist sau ieșind în spațiu public și comunicându-ne rezultatul cercetărilor și interogațiilor lor, putem să mai vorbim de vârfuri ale filozofiei, de modele, de exemple, de interogații supreme în filozofia românească de astăzi? Eu cred că astăzi în România se face filozofie de toate felurile. Se face filozofie la televizor, se face filozofie în piață, în tabloide, pe blogul personal, în sufragerie, în cafenea, în librărie, iată, în facultățile de filozofie, iarăși în reviste de specialitate, în reviste doar culturale, prin monografii, prin cărți de autor, prin cărți de popularizare și putem să adăugăm la lista asta cine știe câte alte lucruri. Cred că se filozofează mult și se filozofează și cu pretenție de profesionalism. Aici, cum spuneam și mai înainte, trebuie să vedem în ce măsură e adecvat această idee de profesionalism pentru filozofie. Și cum spuneam mai înainte, forma predilectă și la noi, ca și aiurea, e cea a exegezei. Și anume, ce este această exegeză, până la urmă? Să lămurim puțin pentru spectatorii noștri. Este, de fapt, o preocupare
instituțională, care are ca scop discutarea in extenso a unor probleme filozofice, mai mult sau mai puțin celebre, pe care le întâlnim în lucrările unor filozofi importanți. Acum, orice filozof care ocupă un loc în istoria filozofiei are o astfel de tagmă de exegeți proprii în spate. Și nu există nici unul dintre filozofii consacrați în istoria filozofiei despre care să nu se fi scris cel puțin o duzină de cărți și articole. Bun, acum, lucrările acestea de exegeză cred că avansează în genere fiind niște opțiuni de interpretare pentru acel autor, a operei respective, mai rara problemei ca atare. Cred că avansează și niște soluții pentru anumite probleme construite mai mult sau mai puțin artificial de către aceeași exegeză. Deci, iată, e o varietate de teme și de menire ale exegezii. Astfel, unele lucrări pot să devină niște manuale foarte bune pentru liceu, pentru anii de licență. Altele pot fi niște îndrumare foarte bune pentru a verifica exactitatea unor referințe la opera unui filozof sau altuia. Întrebarea mea ar fi acum dacă felul ăsta de a face filozofie chiar mai înseamnă filozofare. E puțin descurajant dacă ne uităm în istoria filozofiei și vedem că toți marii filozofi nu prea s-ar încadra într-o tradiție exegetică. Interpretările lui Hegel la presocratici, la greci, în genere, nu poate fi introdusă sub această umbrelă a exegezei. Stătea sub auspiciile și sub umbrela propriilor lui teorii și propriilor idei. În același timp, asta nu înseamnă că trebuie să ne rupem de o istoria filozofiei, de textele prezente în această istorie și să începem un demers absolut pe cont propriu. Bineînțeles, gândul se construiește tocmai pe lecturile reluate ale unor importante texte. Și aici ajungem și la problema reperelor pe care o menționați mai înainte. Aș vrea aici să ne oprim un pic și să lămurim următorul aspect. Foarte mulți tineri de liceu sau chiar și în primii ani de facultate sau chiar și pur și simplu în momentul în care au câteva lecturi de filozofie, au senzația că pot să facă la rândul lor filozofie, au senzația că pot să aștearnă pe hârtie idei filozofice și gânduri filozofice fără să aibă o cultură foarte elaborată, fără să aibă un bagaj de informație, fără să știe că ce gândesc ei acum, poate au gândit alții înaintea lor mult mai clar și mult mai bine. Aici este de fapt capcana, în special în rândul tinerilor, în rândul minților cu elan, dar neexersate. Da. Cu noastră cum ați rezolvat această problemă? Cred că ați punctat foarte bine ideea asta de elan, de vitalitate, care pe de o parte, deși este foarte bun, pe de altă parte poate cădea tocmai într-un diletantism de tipul ăsta. Problema cu care și eu, ca și mulți alții dintre noi, ne confruntăm ar fi aceea că la un moment dat ajungi să îți dai seama de insuficiența propriului demers. Îți dai seama cât de mult ai în spate, într-o istorie culturală foarte vastă. Și cred că Constantin Noica spune asta pe undeva, că ai senzația că stai în fața unui bloc din granit și tu trebuie să treci prin el, să săpi, și ai în mână o lopățică din aceea de construi castele din nisip. Da. Ideea e că trebuie să te apuci de undeva și să începi să faci, pur și simplu. În momentul în care începi confruntarea cu istoria culturii, foarte ciudat sau poate că deloc ciudat, că firesc, elanul acela vital
în care ai senzația că poți să construiești un sistem filozofic în două luni și așa mai departe. Dorința de a reinventa lumea. Exact. Începe să scadă din ce în ce mai mult. Ce se întâmplă? Ajungem într-o nesiguranță de sine care este bună în multe sensuri, dar care ne trimite automat tocmai spre o gândire sterilă. Tocmai către pericolul despre care vorbim înainte, al exegezei. Bineînțeles că exegeza este necesară. Trebuie să avem texte interpretate, comentate, pentru că ele nu sunt subînțelese, nu sunt clare din prima instanță. Fiecare are o interpretare proprie. Dar, pe de altă parte, în momentul în care tindem să ducem la extrem nesiguranța noastră, atunci am pierdut tocmai lucru care ne-a pus pe drum în prima instanță. Corect, corect, corect. Acum, modelele pentru o minte care vrea să evolueze pe drumul acesta al interogării și al filozofiei, al filozofării, par mai mult așa împărțite, cel puțin la noi, între stilul lui Constantin Noica, nu? Filozofia în intimitate, filozofia în intimitatea propriilor lecturi și propriei biblioteci, și încercarea de filozofie a lui Petrețuțea. Filozofia aceea exuberantă, nu? Filozofia aceea care era bazată pe cuvântul liber exprimat, pe conexiunea instantanee de idei făcută de o minte extraordinară, cum a fost cea lui Petrețuțea, dar mereu în spațiu public. Filozofia ca discurs. Avem această dicotomie, pare destul de clară în tema pe care o abordăm. Până la urmă, vorbind de modelele predemocratice, dinaintea perioadei de democrație în România, vorbind de modelele din sfera aceea, începând din perioada interbelică până la căderea comunismului, în care filozofia totuși a fost cât se poate de negată și cât se poate de astupată în exprimarea ei. Totuși, cele două modele par extremă. Pe de o parte, Constantin Noica, da? Care a absorbit foarte multe minți și a ajutat foarte multe minți filozofice să se dezvolte, dovadă și astăzi elevii lui sunt foarte, foarte buni. Dar, pe de altă parte, Petrețuțea, care făcea filozofie și în închisoare, ore întregi vorbea cu picioarele în apă, deținuților care îl ascultau, sau în spațiu public. Ce a rămas din dichotomia asta și cum priviți dumneavoastră aceste extreme? Cât a rămas din ele astăzi? Sau cum sunt interpretate astăzi? Aș spune mai întâi, reamintind câteva alte repere, cel puțin pentru mine, din perioada interbelică, care cumva se situează între aceste extreme. Bunoară, iată, Nae Ionescu, un filozof care, deși cu o carieră academică, transmite în cursurile sale vitalitatea gândului. Se simte în momentul în care îl urmărești. La fel și elevul său Mircea Vulcănescu, care și el, la fel, în închisoare, că tocmai de aici i s-a tras sfârșitul, ținea un anumit tip de discursuri colegilor din temniță. Astăzi, ce a mai rămas dintre cele două raportări, sincer, nu aș ști să vă spun. Cred că câte puțin din fiecare avem și genul de profesori ala Nae Ionescu, avem și genul de profesori ala Constantin Noica, care pun foarte mare accent pe acea formare riguroasă, clasică, cunoașterea limbilor clasice, a limbilor predilecte ale filozofiei, cum ar fi germana, franceza și mai totuși, departe. Și totuși, și astăzi avem personalități care nu rămân doar în sfera filozofiei și a filozofării, se implică în viața cetății. Avem minți și culturi interesante la
Horia Roman Patapievici, dar mai ales la un Gabriel Liceanu sau Andrei Pleșu și, sigur, și alte nume. Întrebarea care se pune este: în ce măsură astăzi mai pot ieși ei în prim plan, în prim planul societății, cu abordările filozofice sau legând abordarea filozofică de viața cetății și viața țării pe ansamblu sau evenimentele care se întâmplă acum, și în ce măsură tinerii, fără să abordeze neapărat problema filozofiei în mod direct, dar în ce măsură tinerii mai văd în mințile filozofice de astăzi, de la noi, niște repere de urmat, niște repere de interogat, niște modele în formarea propriei lor minți. Aici vreau să ajungem. Cred că tinerii urmăresc mai mult decât se crede scena culturală românească și nu numai. Există această idee preconcepută că tineretul nu mai este interesat de evenimentele culturale, de artă, de filozofie. Nu cred că este adevărat. Din diferite experiențe, și din facultatea de filozofie și din afară, am tras concluzia că există un mare interes al tinerilor pentru ceea ce se oferă pe această piață a culturii. Iar reperele sunt în continuare destul de căutate. E aici nevoie de ele. Este nevoie, bineînțeles. Și aici aș vrea să discut puțin despre ideea asta de reper. Se simte importanța pe care încă o mai are o idee de reper, ideea de reper, de fapt, prin faptul că avem permanent senzația că există o criză a reperelor. Dacă stăm să ne gândim, cred că în orice epocă s-a simțit o astfel de criză a reperelor. Aș spune că situația istorică a reperului este de a fi permanent în criză. Pentru că în momentul în care am ajunge la o acceptare foarte laxă a ceea sau a celor care constituie repere pentru noi, deja asta ar fi sinonimă cu pierderea reperelor. Or, cum ar fi spus fizica de astăzi, moartea termică a reperului, moartea termică a universului nou. Foarte, foarte bine spus, într-adevăr. Cred că criza reperelor, deci, este un lucru bun, care arată sănătatea lor încă. Semnele unui timp cu adevărat amenințător, pe care, din păcate, le cam resimțim astăzi, deci aceste semne indică către pierderea definitivă a ideii de reper. Momentul în care nici prin cap nu ne va mai trece că există ceva de felul unui reper, un altul în afară de noi la care ne putem raporta, care poate avea un rol formativ pentru noi. Și pare că această criză este atât din partea reperului, cât și a căutătorului de reper. Da. Și cei care ar trebui să fie repere în cultura românească, pentru că până la urmă o societate prin ce poate dăinui decât prin cultură, prin propriile valori, norme și elemente care decurg din cultura ei, așa practic dăinuiește o societate peste timp. Tocmai aceste personaje care au capacitatea de a fi luate de drept reper sau ar putea construi din ele însele sau din alții din jurul lor repere, pare a fi o criză, o implicare mai scăzută și un demers mai slab pe această temă, dar pare și din perspectiva tinerilor că simt nevoia de reper, în același timp găsesc pseudo-repere sau găsesc repere de subsol, da? Avem un bloc cu 100 de etaje și noi vrem neapărat etajul minus 5, da? Și aici mă refer în special la modele aceste extraordinare care vin și trec în lumea modei, a muzicii, a comportamentului, a atitudinii și așa, a sărăcirii minții. Ce facem cu această ruptură? Da? Deși căutare există, dar nu știm să căutăm. Avem nevoie de repere,
reperele nu se pot arăta până la capăt. Ce facem cu această căutare? Cred că aici și ne întoarcem puțin la o problemă pe care am mai discutat-o cea mai înainte, și anume problema noului. Cred că aici se simte cumva o tendință a culturii noastre de a privilegia într-un mod absolut ceea ce este nou, de a construi această iluzie a noului. Iată, de exemplu, raportarea științifică la istorie. Abordarea științei la istorie. Pentru știință, istoria nu cred că mai constituie decât un soi de curiozitate pentru cei pasionați, ceva de genul știați că. Istoria nu are pentru știință, în fapt, pentru rezultatele, pentru experimentele științei, istoria ei nu are nicio relevanță. Desigur, ne folosim de rezultatele lui Newton, rezultatele lui Einstein, Niels Bohr și așa mai departe. Dar felul în care ei au obținut acele rezultate, felul în care s-au legat toate problemele pe care le-a pus știința înainte, ele ca atare nu influențează și nu cred că ar fi cazul să influențeze experimentul științific, de exemplu. De aici însă se mai vede o tendință, și anume aceea de a ne raporta la reperele din trecut, din istorie, într-un fel pe care îl face știința, și anume de a arăta cum respectivul s-a înșelat, cât de mult am evoluat noi astăzi. Deci funcția ar fi mai degrabă negativă a istoriei. Eu mă raportez la un reper nu fiind format de respectivul reper, ci negându-l. Vin să arăt cât de grozavă este știința mea pe care o fac eu astăzi, cât de puține știau cei dinainte și cât de departe am ajuns acum. Și cred că... Și se poate, din păcate, acest lucru se petrece și în sfera propriu-zisă a culturii. Sigur. Ieșim din sfera științei și vorbim de sfera socială și culturală. Da. Această manifestare de orgoliu propriu, această paradă a propriei culturi, vine oarecum să anuleze ceea ce de fapt inteligența și cultura ar trebui să transmită. Bun. Acum aș vrea să mergem un pic mai departe și să vedem în ce măsură filozofia Greciei antice este actuală pentru omul secolului 21, pentru mintea filozofului român, dar nu numai. Pentru că această problemă, împreună cu prima, evident, dar gradul lor de generalitate este diferit, această problemă este astăzi pusă fie fals, fie, dacă este corect pusă, primește un răspuns evaziv. Se consideră că, vorbind de peste 2000 de ani în urmă, de o filozofie care a trăit, s-a dezvoltat foarte mult și a murit. Până la urmă, nu datorăm numai filozofiei un început spectaculos și niște rădăcini extraordinar de importante, cele din Grecia antică, datorăm gândirii umane în genere. Până la urmă, ceea ce avea să se formeze mai târziu ca fiind Europa, da, și popoarele Europei, a depins foarte mult de gândirea Greciei antice. Până la urmă, grecul gândea și trăia. Trăia așa cum gândea și gândea așa cum trăia. Legătura extraordinară dintre viață și gândire la greci este evidentă în scririlor și în istoria lor. Și aș vrea aici să vă folosiți oarecum și de ideea lui Ortega y Gasset, când el spunea în prefața de la cartea Tema Verimii Noastre, prefața pentru germani, și spunea acolo că avem două rădăcini. Avem filozofia grecii antice, gândirea grecii antice și specificul fiecărui popor european în parte. Ce a format poporul respectiv? Ce a format Europa de mai târziu? Care este altoiul și care este trunchiul pe care s-a altoit între cele două
între filozofia Greciei și specificul fiecărui popor în parte. Aici mi se pare prin consecințele care au decurs mai târziu ceva interesant. Desigur, cred că lucrurile astea se văd foarte clar în momentul în care ne gândim că în spatele oricărei mari probleme filozofice, culturale și așa mai departe, stă de fapt un grec. Inevitabil ajungem la cineva din Grecia antică. Asta cred că se vede foarte interesant și în aceste produse ale noului, marele succese de box office, de exemplu, care nu fac, dacă stăm să le analizăm cu atenție, decât să reia niște arhetipuri ipostaziate mai întâi de către vechii greci. În tragedii, în teatrul grec și așa mai departe, în filozofie, din forma poeme. E alta. Exact, forma e alta. Ceea ce ne afectează și ne emoționează, de fapt, în procesul artistic din ziua de astăzi, este, de fapt, tot ceva vechi. Arhetipurile în sine, cred că sunt cam aceleași. Cum spuneați, forma în care sunt îmbrăcate se schimbă. Cum, în legătură cu funcția pe care o are Grecia veche pentru filozofie, cred că ea nu ar putea fi gândită așa într-o manieră simplistă ca ceva care a fost, ceva încheiat. Bun, am avut acum 2500 de ani niște oameni care locuiau într-o țară foarte însorită, care aveau foarte mult timp liber, au gândit, au pus niște probleme pe masă, noi le-am preluat, le-am discutat și am ajuns în situația asta. Dar ceea ce a fost a trecut. Deci ei nu rămân ca un pur și simplu fapt de a fi trecut. Și cred că forța gândirii lor constă tocmai în aceea că ar avea statut de arhe. Ei fiind tocmai cei care au gândit arheul. Și să explic puțin ce înțeleg prin această idee de arhe a lor. Și anume, el ar fi nu doar acel moment inițial, ci mai mult decât atât și cel care păstrează și dă drumul ulterior al procesului bunăoară a gândirii. El rămâne și însoțește în permanență procesul respectiv. Deci nu are cum să treacă. Nu-l putem gândi ca ceva care a trecut, care doar a dat un impuls, a pus în mișcare gândirea și apoi s-a retras. Cred că gândirea occidentală nu a ajuns să fie ceea ce este din Neant. Marile răsturnări ale gândirii nu au venit pur și simplu așa ex nihilo. Dacă ne putem uita în istoria filozofiei, și nu voi folosi acest lucru ca pe un apel la autoritate, vom vedea peste tot cel puțin o privire aruncată către greci, înapoi. Și a spune că noi astăzi vorbim despre actualitatea grecilor și despre importanța lor, și asta, tocmai faptul că noi vorbim despre lucrurile astea, tocmai asta atestă importanța lor. Îmi place să mă gândesc că e așa, ca un soi de analogie, e ca și cum copilul s-ar uita înspre părinți și ar întreba care e importanța lor față de mine. Evident, nu mă refer la banalul fapt biologic, că ei sunt părinții lui, ci la felul în care iau o funcție formatoare asupra lor. Modelatoare. Bineînțeles, bineînțeles. Și aici mi-ar plăcea să numesc, apropo de relația asta dintre părinți și copil, mi-ar plăcea să numesc cu o formulă, cred că a lui Wittgenstein, relația dintre filozofia greacă și filozofia noastră de acum. Și spune că între ele există un aer de familie. Da, relații de familie. Exact. Spunea Wittgenstein. Aș puncta aici un exemplu care să ne elucideze și mai mult. Și anume, Whitehead, colegul lui Russell din Marea Britanie și în demersurile lor filozofice, spunea la un moment dat că Platon este atât de important în toată filozofia de după el, nu este decât o notă de subsol la filozofia grecului. Până la urmă, se vehiculează foarte mult ideea în anumite medii în care știm ce vorbim, și anume că Platon în special, dar și celelalte mari nume ale Greciei antice, dar Platon în special,
a împins oarecum gândirea europeanului de mai târziu, specificul rațional, interogativ al popoarelor Europei de mai târziu, le-a împins pe un anumit făgaș. Modul acesta de gândire, conceptul de metafizică, dicotomia aceasta între lumea de aici și lumea ideilor sau o lume transcendentă pe care a preluat oarecum și religia ca în sfera ei dogmatică, partea de dogma a religiei și multe alte lucruri. Până la urmă, nu mai vorbim de faptul că sunt o mulțime de concepte astăzi și de termeni pe care noi vehiculăm și îi folosim în științe exacte, cum ar fi atomul, cum ar fi chiar sistemul de procesare al computerului, sistemul care gândește computerul, care provine din logica aristotelică, și o mulțime de alte lucruri pe care noi astăzi le folosim, le avem, le folosim în gândire și în viața noastră de zi cu zi, dar am uitat de unde vin. Am doar spectaculozitatea noului și dorința de a avea ceva nou cu orice preț ne face să ne uităm doar la formă și nu la rădăcini. Există o idee în filozofia contemporană la Martin Heidegger care spune că toată această nebunie a noului, uitarea arheului, a originii gândirii noastre ar sta cumva chiar la Platon. Tocmai prin ruptura pe care el o instituie și care este o ruptură între sensibil și inteligibil, care duce tocmai la instaurarea metafizicii ca pură contemplație și ca ruptură de lumea sensibilă. Dihotomie care, acum nu știu dacă chiar așa stau lucrurile, nu pot fi de acord în totalitate cu afirmația lui Heidegger, însă cred că putem vedea această dihotomie foarte clară în situația noastră de astăzi. Bunoar în problema virtualizării relațiilor dintre oameni și aș putea să spun chiar așa un soi de fobie de concret. Totul acum este virtual, nu? Avem atitudini de genul hai să-ți arăt cel mai tare clip de pe YouTube. A apărut acum 5 minute. Ce, tu știai pe ăla de acum 2 zile? Nu. Cel mai nou. Iar caracteristica noului este că vine, e așa cum e clipa pentru Aristotel. Nu știi exact cât durează. Nu are o durată, efectiv. Pur și simplu are un efect puternic. Prinde, fură ochii și apoi dispare. Vine altceva care îți fură ochii și așa mai departe. Acum cred că, și apropo de rostul filozofiei și a grecilor azi, cred că filozofia vine tocmai să ne ajute să nu ne mai fie furați ochii atât de ușor de ceea ce este chipurile nou, ceea ce se prezintă cu o strălucire deosebită ca fiind nemai văzut, nemai auzit și așa mai departe. Și o atitudine critică care cumva ne face atenți și spre o transformare a limbajului într-un limbaj de lemn. Iată, se vorbește astăzi foarte mult despre drepturile omului, despre toleranță, despre discriminare și așa mai departe. Ori multe dintre aceste concepte și-au pierdut în mare măsură consistența și riscă să treacă în cu totul și totul altceva. Apropo de această idee a dumneavoastră, se pare că ați lămurit foarte bine celebra afirmație a lui Gianni Vattimo, filozoful italian de secolul 20, prin care el spunea împreună cu școala din Italia, școala de filozofie din Italia din prima parte a secolului 20, a gândirii slabe, exact, spunea că astăzi noul a dispărut, astăzi în lumea noului și în lumea acestui spectacol făcut din nou și din noutate, că însuși noul și noutatea de fapt au dispărut, pentru că viteza cu care se produce, viteza cu care se arată noul, îl face ca acea informație care astăzi este nouă, peste o oră, peste 5 minute sau peste 24 de ore să dispară și în locul ei să vină o altă noutate.
pe aceeași temă. Atunci dispare noul tocmai datorită vitezei care se propagă în cultura noastră. Îmi place ideea, însă aș vrea doar o nuanță să mai adaug, și anume că nu dispare. Și asta este foarte interesant. Și aici cred că Umberto Eco vorbea de problema aceasta, memoria vegetală. Anume că înainte pura trecerea timpului făcea o selecție printre opere. Unele se păstrau, altele nu se păstrau. Unele erau mai citite, mai frecventate, erau de un mare interes și altele nu, rămâneau și se deteriorau și dispăreau. Acum însă, ceea ce trece rămâne cumva în această mare bază de date care este internetul. Și este o bază de date în care noi ne aplodăm viața cumva. Nu avem toate documentele puse în cloud acolo undeva ca să nu le pierdem și stocăm tot felul de pagini interesante, dar la un moment dat, tot stocând, ne dăm seama că pierdem, practic, nu mai avem un principiu de ordonare a acestora. Și atunci ne confruntăm cu o arhivă, și cred că asta tinde să ajungă internet, dacă nu așa a ajuns deja, o arhivă infinită, în care pur și simplu suntem pierduți. Apropo de povestea și de volumul lui George Luis Borges, Cartea de nisip, acea carte pe care de fiecare dată când o deschideai, ajungeai, nu mai regăseai niciodată pagina veche și ajungeai de fiecare dată la o pagină nouă, practic o carte infinită, Cartea de nisip, lucrarea lui, povestea și, și volumul lui George Luis Borges, scriitorul sud-american. Da, în care practic ajungem să întâlnim la un moment dat tot ce a fost spus vreodată, în toate felurile posibile și imposibile. Putem să citim Scufița Roșie ca traducere a, știu și eu, a Ființă și Timp, da, și așa mai departe. Domnul Alexandru, acum, apropiindu-ne încheierea emisiunii noastre, aș dori să știu ce ați vrea să le transmiteți tinerilor care au auzit de filozofie, poate au avut interes să deschidă o carte de filozofie, i-a preocupat o temă sau alta din filozofie, sigur, la un nivel mai slab, dar în același timp vreau să vedem ce le-ați putea transmite și tinerilor ca dumneavoastră exegeți, care aduc în prim planul vieților preocupări concrete despre filozofie și care vor să ajungă repere sau din contră vor să se închidă în bibliotecă, să rămână acolo, să scrie și să-i cunoască cei din o sferă limitată care gustă în mod exclusiv filozofie. Grea întrebare, recunosc. Ce aș recomanda, așa cum și un prieten și profesor de-a meu mi-a recomandat la un moment dat, ar fi să aibă grijă să ducă o viață sănătoasă. Pentru că tu, ca filozof ce vrei să fii, trebuie să trăiești cât mai mult pentru a apuca să îți scrii operele, să ți le citești și să le rescrii și să revii și asupra altor opere și așa mai departe. Pentru că travaliul filozofului este foarte lung, nu? Deci, în primul rând, asta le-aș recomanda. În rest, nu știu, m-aș bucura să aud într-o bună zi de cei care doresc să studieze filozofia și care au intenții de a intra în lumea asta sau în lumea academică. Pentru că, iată, filozofia ajunge să se confunde într-o oarecare măsură cu lumea academică. Și poate că le-aș transmite câteva gânduri în legătură cu situația instituțională a filozofiei. Și anume că astea sunt niște probleme la care cred că orice student care termină filozofia ajunge mai devreme sau mai târziu. Și anume că reperul pentru studentul la filozofie deja nu mai este filozoful, ci cercetătorul în filozofie. Deci imaginea cercetătorului este cea care îmi definește viitoarele ținte. Asta ce înseamnă? Un anumit tip de muncă, un anumit tip de a face filozofie pe care îl învăț
iată, din cei care trec drept modele de cercetători în filozofie. Pe de o parte, asta poate fi oarecum deconcertant, pentru că tu voiai să filozofezi, când ai intrat la facultatea de filozofie, atunci nu când vorbeam de acel elan vital. Și brusc îți dai seama că nu poți să faci decât o mică bucățică din tot ce ți-ai propus. Cred, pe de altă parte, că se justifică tipul acesta de abordare, pentru că ce tip de abordare? Anume ăsta de a te raporta la niște criterii, cum ar fi publicații, reviste ISI, mai știu și eu, conferințe și așa mai departe. Filozofia deja se face într-un mediu instituțional, care îți, să fim cinstiți, îți asigură acea cât de câtă siguranță, acea subzistență. Îți asigură acel otium despre care vorbeau grecii. Pentru asta, deci fondurile implicate, trebuie cumva gestionate și trebuie să-mi dau seama cine este impostor, cine este un flecar și cine merită să primească acești bani. Aceasta este partea pe care o înțelegem cu toții. Pe de altă parte, însă, lucrările noastre tind să nu mai fie apreciate din perspectiva conținutului și doar a acestei grile, mai mult sau mai puțin exterioare, filozofării și a filozofiei. Până la urmă, întrebarea care se pune, ca o concluzie, dar în același timp și ca o deschidere poate spre alte teme de emisiune și spre alte abordări ale filozofiei: trăim ca să facem filozofie sau filozofăm ca să putem trăi frumos? Aș exprima-o prin ceea ce se numește așa academic spus, genitiv subiectiv obiectiv, și anume filozofia vieții. Asta ce înseamnă? Că pe de o parte filozofăm raportându-ne la viață și pe de altă parte filozofia noastră izvorăște din viață și nu dintr-o raportare obiectivă, neutră la viața noastră. Domnul Alexandru Bejnariu, eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. În emisiunea noastră. Vă mulțumesc dumneavoastră, telespectatorii care ne-ați urmărit. Sper că v-a plăcut ce v-am oferit în această seară și vă așteptăm, desigur, la alte emisiuni cu alte teme, să sperăm, la fel de interesante și urmărite de către dumneavoastră. O seară bună!